Doamnelor și domnilor, vă spunem din nou bun venit în cadrul emisiunii noastre, E bine să știi. Numele meu este Nunu Ionuț și voi fi gazda dumneavoastră pentru emisiunea de astăzi. Apreciem și vă mulțumim pentru că vă luați din timpul dumneavoastră, care este de asemenea foarte prețios, pentru a descoperi împreună lucrurile importante care pot da sens vieții noastre. Pentru că în curând, pe 29 iunie, mare parte din lumea creștină va sărbători două persoane speciale pe care Scriptura le prezintă, și anume Pavel și Petru, am dorit ca în emisiunea noastră să discutăm despre ei. Astăzi ne vom referi la Petru, ucenicul Domnului Iisus, ucenic care a stat alături de Mântuitorul nostru timp de 3 ani și jumătate și care și-a lăsat amprenta asupra experienței pe care Domnul Hristos a avut-o împreună cu ucenicii săi. Iar în emisiunea viitoare, la care vă invităm să fiți din nou alături de noi, vom discuta și despre Pavel, apostolul neamurilor. Am bucuria să spun un bun venit în platoul emisiunii noastre pastorului Adi Ștefăniță. Bun venit, Adi! Bun regăsit! Mă bucur că ai ales să fii din nou cu noi și ne dorim din toată inima ca Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea înțelepciunea necesară pentru ca împreună să putem transmite lucrurile valoroase și prețioase din viața acestui om telespectatorilor care ne urmăresc. Mulțumesc! Așadar, mai întâi, iată, în Noul Testament, în cele 4 Evanghelii și nu numai, îl regăsim pe Apostolul Petru, unul din ucenicii Domnului Iisus Hristos. El este un personaj cunoscut, cred, din toată inima de majoritatea telespectatorilor noștri, însă aș dori ca în emisiunea de astăzi să reluăm aspectele personale ale vieții lui și, de ce nu, să învățăm lucruri de viață. Pentru că, sigur, în cele din urmă, orice amintire a unui apostol sau unui ucenic a Domnului Hristos trebuie să fie cu scopul didactic de a învăța din experiența lui, din modul în care s-a raportat la Domnul Hristos și modul în care a trăit experiența lui cu Dumnezeu. De aceea, așadar, haideți să discutăm despre Petru și aș vrea să ne oferiți câteva informații, ce știm despre el, înainte chiar de a fi chemat să fie ucenicul Domnului Iisus Hristos, înainte ca Mântuitorul să-și aleagă ucenicii, dacă Scriptura ne oferă câteva detalii despre viața lui, vrem să știm lucrul acesta. Da, mă bucur că putem discuta despre Apostolul Petru și vreau să spun de la început că viața lui e captivantă. Nu te plictisești analizând viața. Pentru că viața de contrast, nu e monoton. Asta o spun așa pentru a ne destinde de la început. E adevărat, contrastele nu întotdeauna au fost benefice în viața lui, dar Petru termină luminos, termină pozitiv. Legat de viața lui Petru, înainte de a fi ucenicul Domnului Hristos, nu avem foarte multe informații, dar sunt câteva pe care le-am găsit în Sfânta Scriptură, o carte extraordinară, care le consider foarte importante. În primul rând, unde s-a născut? Petru spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cred că versetul 44, era din Betsaida. Interesant că în această cetate, majoritatea locuitorilor erau greci. Deci se pare că Petru crește în mijlocul influenței grecești. Probabil de pe atunci au început și influențele, și poate mai târziu s-a intensificat, eliniste, ale filozofiei grecești. Deci Petru se naște în Betsaida. Sfânta Scriptură ne spune însă că a avut o locuință și în altă parte, e vorba de Capernaum. E și adevărat că mai târziu s-a mutat la Capernaum. Oricum, ambele, atât Betsaida cât și Capernaumul, erau pe malul Mării Galilei. Și de aici desprindem un alt lucru despre viața lui. El fiind lângă malul Galilei, așa cum suntem aici în Galați, lângă Dunăre, mulți de aici poate sunt pescari sau le place să pescuiască, așa și Petru. Fiind marea lângă el, a găsit că e foarte potrivit să-și câștige existența fiind pescar. Și nu făcea singur.
e un lucru frumos, o făceam împreună cu fratele lui Andrei și cu tatăl lor. Aici am adus în atenție alte câteva aspecte. Deci mai avea un frate pe care îl chema Andrei și avea un tată pe nume Iona. Despre mamă nu știm nimic și nu știm dacă ar mai fi avut alți frați. Spun comentatorii că știa să scrie și să citească și este evident. Vom vedea că a scris două epistole care apar în Noul Testament. Știm că avea soție. De unde? Pun unii întrebare. Simplu, în Matei 8 spune că Iisus, Mântuitorul, a intrat în casa lui Petru ca să-l vindece pe soacra lui. Dacă avea soacră, era binecuvântat. Și avea și soție. Și un alt text interesant pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură și vreau să-l citesc pe scurt, este în o scriere a lui Pavel, în 1 Corinteni, capitolul 9. Și aici Apostolul Pavel spune ceva despre ucenici în general și mai ales despre Petru. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 5. N-avem dreptul să ducem cu noi o soră care să fie nevasta noastră, cum fac ceilalți apostoli și frații Domnului și Chifa. Deci din această interogație a lui Petru, înțelegem că Chifa, adică Petru, în misiunea pe care o îndeplinea, o aducea și pe soția lui. Și vreau să fac o paranteză. Mi se pare un lucru extraordinar ca soțul și soția să fie uniți în activitățile lor. Dar mi se pare cel mai frumos lucru ca soțul și soția să fie uniți în a împlini voia lui Dumnezeu. Și de aici desprindem că Petru și cu soția lui formau o echipă misionară. Mi se pare extraordinar, e foarte, foarte frumos. Deci acum recapitulând câteva informații pe care le avem despre Petru, e născut în Betsaida, mai târziu și-a o casă în Capernaum, meserie pescar și cred că o făcea bine și era căutat, avea un frate Andrei, un tată pe nume Iona și o soție care era alături în misiune. Și cred, nu am informații, dar dacă îl însoțea, că se înțelegea foarte bine cu ea și împreună se rugau, împreună povesteau experiențe, cred că se înțelegeau foarte bine. De asemenea, dacă ne uităm la locul în care el, așa cum ați spus, a crescut, s-a căsătorit și a lucrat, zona Galilei este una dintre zonele fertile, pentru că lacul Galilei oferea sursa de apă, era esențială pentru irigat și pentru toate celelalte activități, așa că era o zonă destul de prosperă. Chiar dacă de la Ierusalim sau din perspectiva celor care trăiau în Ierusalim, zona Galilei nu era considerată ca fiind o zonă cu oameni pregătiți din punct de vedere intelectual. Erau oameni simpli, oameni care în același timp erau și sinceri în felul lor de a-și trăi viața. Nu erau atât de complicați ca cei de la Ierusalim. Chiar în călătoriile Domnului Hristos se poate observa că sunt preocupări diferite ale celor de la Ierusalim față de cei care trăiau în zonele puțin mai de departe de Ierusalim. Se pare că întotdeauna Evanghelia parcă a prins mai ușor la oamenii simpli, sinceri, care se luptă cu chiar dacă existența. Nu cunoșteau prea multe lucruri despre din Scriptură sau lucruri teologice, totuși în simplitatea vieții lor au răspuns imediat chemării lui Dumnezeu. Și iată, în contextul acesta trăiește și Apostolul Petru. Acum, haideți să vedem ce spune Scriptura despre momentul când Hristos se întâlnește cu Petru sau Petru se întâlnește cu Domnul Hristos. Ce cunoaștem din Scriptură despre această întâlnire? Da, interesant este că abia la treia ocazie de întâlnire dintre Petru și Domnul Hristos, Domnul Hristos îi face invitația de a fi ucenicul lui. Sunt alte două ocazii menționate în Evanghelii în care a fost o întâlnire dintre cei doi. Aici fac o paranteză, Evanghelia trebuie studiate în ansamblu. Într-o emisiune din trecut am amintit că cele trei Evanghelii, Matei, Marcu și Luca, sunt sinoptice pentru că au aceeași structură sau o structură asemănătoare. Ioan e puțin diferit. Dar dacă ei sunt luați împreună, creează un tablou. Legat de cele două întâlniri de dinainte a chemării la ucenicie, găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 1,
prima ocazie când Petru îl întâlnește pe Mântuitor și ocazie foarte interesantă. Andrei, fratele lui, era unul dintre ucenicii lui Ioan Botezător. Ioan Botezătorul tocmai îl botezase pe Iisus Hristos și apoi i-a îndemnat pe ucenicii lui și pe cei prezenți, iată Mielul lui Dumnezeu, a spus, mergeți după el. De acum urmați-l și învățați de la el. Andrei s-a dus după Iisus, a început să cunoască și a dat seama că este Mântuitorul. Și în entuziasmul lui, ne spune Sfânta Scriptură, de la capitolul, de la Ioan 1, 40 la 42, se duce la Petru, la fratele lui, Simon Petru, și spune, frate, l-am găsit pe Mesia. Vino să-l vezi. Și Petru răspunde invitații, se duce și îl întâlnește pe Domnul Hristos și vreau să citesc ce îi spune Mântuitorul la prima întâlnire pe care o are cu Petru. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 42. Și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și i-a spus, tu ești Simon, fiul lui Iona. Tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Deci se pare că e prima ocazie de întâlnire între Iisus și Petru. Eu, la prima ocazie, încerc să memorez numele de la persoana pe care îl întâlnesc. Dar nu mai zic să îmi pun alt nume. Interesant, Iisus abia a auzit prima dată numele lui, să spunem, din întâlnire și deja îi spune de un alt nume. Mi s-a părut foarte interesant să zic lucrul acesta, să nu zic ciudat. De ce a făcut Iisus lucrul ăsta de la prima întâlnire? A fost cu un scop sau a fost, poate așa, pentru diversitate? N-aș putea explica exact de ce a făcut-o. Dar odată ce a făcut-o, cred că Iisus a vrut să accentueze un lucru. Și aici este o presupoziție. Nu o ridic la rang de singura interpretare. Dar cred că Iisus a vrut să sublinieze că de la prima întâlnire dintre el și Petru, Petru trebuia să înțeleagă și să-i rămână pentru toată viața în minte că nu poți să te întâlnești cu Iisus și mai ales să ai parte de prima întâlnire și să uiți evenimentul. Și ca să nu-l uite, ca să-i rămână în minte fixat ca un cui, să rămână marcat în sens pozitiv, Iisus vrea să-i spună că odată ce l-a întâlnit, deja îi dă un nume nou. Pentru că prin asta, de fapt, îi face și o profeție. Că de momentul acela înainte, Iisus are de lucru cu Petru și vrea să înceapă o nouă viață. Deci cred că schimbarea numelui îi transmite lui Petru un mesaj: Petre, de azi înainte vreau ca viața ta să fie schimbată și să ai un nou început. În Vechiul Testament mai vedem situații în care oameni al lui Dumnezeu primesc un alt nume. Și de obicei numele în Vechiul Testament aveau o semnificație profundă. Însemna însăși viața, tot ce reprezenta persoane. Mă gândesc la Avram, care de la Avram s-a numit Avram, de la Sara. Era numele Sarai, care însemna Sara mea, spune Avram. Dar spune Dumnezeu, nu se va numi Sarai, ci Sara, pentru că va fi mama tuturor neamurilor. Mă gândesc la Iacov, care s-a numit Iacov după lupta cu Domnul, cu Dumnezeu, Îngerul Domnului, care Dumnezeu, s-a numit Israel. Deci vedem că schimbarea numelui înseamnă un nou început. Și cred că Iisus a vrut de la început să sublinieze lucrul acesta. Aici vreau să accentuez, putem spune în ce măsură este o legătură între numele acesta pe care îl dă Iisus lui Petru și declarația din Matei 16 cu 18. Vom vedea mai târziu. Da. Sau dacă este o legătură, nu este poate în modul în care o percep cei mai mulți. Dar despre asta vom discuta în continuare. Și cea de-a doua întâlnire este în Matei capitolul 4, în care Iisus a fost ispitit în pustie, a venit din pustie biruitor, a intrat în Capernaum după ce a primit vestea că Ioan Botezătorul a fost închis, a început să predice. Îmi cer scuze, asta este când este chemat ucenic. În Luca capitolul 5, mă iertați, da, am trecut nicio la următoarea vreme. Întrebare. În Luca capitolul 5 spune că Iisus predica mulțimii, a văzut două corăbii la mare, a rugat să meargă în depărtare și a rugat pe cei prezenți să arunce mreaja. Când au tras, mrejile erau pline de pești. Și dintre cei care erau prezenți era și Petru. Și Petru se pleacă înaintea lui Iisus și spune, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Și atunci Iisus îi spune, eu te voi face pescar de oameni. Aceasta este a doua ocazie înainte de a fi chemat ca ucenic. E ulterior. Legat de acest pasaj pe care tocmai l-ați amintit, e foarte interesant că Domnul Hristos
îi solicită barca lui Petru. Da. Și Petru e dispus să-i ofere barca. Asta însemna că și el se afla acolo, asculta și el. Sigur. Probabil și cu siguranță din mărturia pe care o aduce, o noapte înainte căutase să prindă pește, cum făceau de obicei, dar n-au prins nimic. Și probabil că era și necăjit de situația aceasta, măcnit, stătuse o noapte întreagă. Și Iisus îi cere corabia după ce are loc acea predică înaintea oamenilor prezenți acolo pe mal. Iisus îl roagă și îi spune lui Petru, du barca la adânc. Nu știm exact ce subiect a avut Domnul Hristos în predică. Cu siguranță că, mă gândesc eu, a fost un mesaj prin care Mântuitorul a vrut să le transmită oamenilor faptul că Dumnezeu are grijă de ei. Și probabil că mintea lui Petru, bine, Doamne, e frumoasă predica, spune cuvintele, dar eu n-am prins nimic. În corabie stai, pentru că dacă era plină, nu încăpeai. Exact, corabia este goală. În ce sens să nu mă îngrijorez? Știți, predica de pe muntele fericirilor, pe care Hristos a prezentat-o și care a avut un mesaj plin de speranță, să nu ne îngrijorăm. Dar Petru era îngrijorat, avea familie, cum a spus mai la început. Așadar, Iisus, care cunoștea inima lui Petru și care știa frământarea din sufletul său, cred că nu la voia întâmplării Mântuitorul caută să se folosească de momentul acela pentru a-l convinge cumva personajul nostru principal din emisiune, și anume pe Apostolul Petru, că Dumnezeu este adevărat. Și cred că minunea aceea a contat enorm de mult, pentru că declarația pe care o are el la final, Doamne, pleacă de la mine că sunt păcătos, ne arată ceva. Recunoaște că Iisus. Recunoaște, dar mai mult decât atât, înțelegem din aceste cuvinte că el nu prea a crezut. Cel puțin, probabil că așa, e frumoasă predica, ai zis bine, dar realitatea e alta. Uite care e realitatea, nu am cu ce să-mi trăiesc viața. Și atunci omul mai necredincios, deși apreciază cuvintele învățătorului, totuși nu era, a greșit în inima lui. Și când a văzut de fapt ce s-a întâmplat după ce a ajuns la mal cu peștii, atunci zice, Doamne, sunt un om păcătos. Tu știi că eu în inima mea nu prea te-am crezut pe cuvânt. Acum am avut rețineri, dar acum îmi dau seama că am greșit. Și nu merit să mai stau în preajma ta. Pleacă de la mine, zice el. Sunt prea păcătos ca să pot să... Dar oricum, facem o paranteză, Petru nu vrea să plece Iisus. E o formă. Pleacă de la mine, dar plinea de picioare. Sigur că da. Sublinea faptul că nu merita... datorită necredinței sale, ca Hristos să se îndure de el în felul în care s-a îndurat atunci. Pentru că el n-a putut să scoată toți peștii din mreajă doar cu barca lui. A fost nevoie să mai invite și pe ceilalți prieteni ai lui, colegii, Iacov și Ioan, care au venit și ei cu bărcilor. Vă dați seama ce experiență minunată. Probabil că niciodată nu li se mai întâmplaseră, oricât de exagerate sunt de regulă poveștile sau povestirile pescarilor. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva, o minune, să se umple 3 corăbii cel puțin cu pește. Vă dați seama că vestea aceasta a răsunat multă vreme de atunci încolo și Petru cred că... N-a uitat-o cu siguranță. Haideți să facem un pas mai departe, să discutăm puțin despre momentul când Hristos îl invită pe Apostolul Petru să se alăture grupului de ucenici. Da, mai devreme am amintit de Matei capitolul 4. Deci Iisus a fost botezat, apoi a fost în pustie, unde a fost ispitit, a biruit, și în timp ce se întorcea din pustie, biruitor fiind și pregătit pentru lucrarea lui, primește vestea că Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat, este închis. Și din momentul acela, cumva pare că preia ștafeta, când a auzit că Ioan este închis, a intrat în Capernaum și a început să predice, Împărăția lui Dumnezeu a venit. Și în contextul acesta, în timp ce era prin Capernaum și predica, trece pe lângă Marea Galilei. Și acum trece din nou pe lângă Petru, pe care îl întâlnise de 2 ori. Am amintit acele 2 ocazii. Și acum se apropie de Petru, nu știu dacă avea corăbile pline sau goale,
Dar Petru deja știa ceva din ce auzise, pentru că toți auzeau ce făcea Iisus și de învățăturile lui și din ocaziile personale. Pentru că una este să auzi și una este să te întâlnești. Uh-huh. Și atunci Iisus se îndreaptă către Petru și Andrei, care erau împreună cu Iona, tatăl lor. Și le spune direct: veniți după mine și fiți ucenicii mei. Mai devreme am spus în Luca 5 că le-a promis că vă voi face pescari de oameni. Aici aș vrea să ne oprim puțin și mă gândesc ce-o fi fost în mintea lui Petru. S-o fi gândit: Doamne, i-am văzut că când te am pe tine este bine, dar aș vrea să te am pe tine, dar să rămân și în meseria asta. Dacă te am pe tine și rămân în meserie, am mereu corabia plină. Uh-huh. Acum încerc să renunț la corabia plină și să te am pe tine. Nu știu, poate era un gând. Sau: Doamne, voi veni, dar tata, na, e poate bătrân. Petru era și el mai în vârstă. Sau fi fost lucruri care au trecut prin mintea lui. Nu știm. Doar mă gândesc. Cert este că, așa consemnează evangheliile, Petru și Andrei au spus, au lăsat totul îndată, au lăsat totul și l-au urmat. Adverbul îndată. Se pare că Petru este prompt. Și aici găsim primul element al caracterului lui Petru, care îl definește. Îl vedem un om prompt. Nu negociază, poate negocia când vindea pește. Dar el a zis: gata, a lăsat totul și l-a urmat. În contextul acesta, Petru este chemat de Iisus. Dar Iisus a pregătit terenul. Și el răspunde prompt și deci desprindem primul lucru despre caracterul lui Petru. Promptitudinea. De asemenea, cred că e de bun augur să prezentăm faptul că înainte ca Domnul Hristos să-și aleagă ucenicii, și din ucenici face parte și Petru, sigur, Mântuitorul a petrecut foarte mult timp în rugăciune. Sigur. Și Petru, de altfel, este răspunsul tatălui la rugăciunea fiului, care să fie acei ucenici care să îl însoțească în activitatea lui. E adevărat că, așa cum spuneați mai devreme, după ce Ioan a fost închis, Ioan Botezătorul, mulți dintre cei care l-au urmat pe Ioan au venit și l-au urmat mai departe pe Iisus. Sigur. Avem la un moment dat în Evanghelie relatarea 70 de ucenici care oarecum colaborau sau participau împreună cu Domnul Iisus. Dar linia a doua. E linia a doua, da. Dar Mântuitorul avea nevoie de un grup care să-i stea mereu alături. Și nu doar ca să îl sprijine pe Domnul Hristos, ci mai degrabă Iisus să-i pregătească pentru ceea ce va urma mult mai târziu, și anume întemeierea Bisericii Creștine. Exact. Și iată de ce cred eu din toată inima că Petru este un răspuns la rugăciunea Domnului Iisus și din perspectiva calității pe care tocmai ați subliniat-o. Răspunsul prompt, hotărât al lui Petru s-a dovedit a fi într-adevăr o calitate a caracterului său de care era nevoie în cercul ucenicilor. Și este nevoie și astăzi de oameni hotărâți care nu trebuie să stai prea mult să-i convingi ca să iau o decizie, ci din momentul în care au înțeles că e nevoie să se implice într-o altă lucrare sau să facă ceva, acționează. Societatea are nevoie de oameni ca Petru. Pentru că prima linie, vârful de lanț. Sigur că da, pentru că sunt multe nevoi în societate și dacă uneori intervii prea târziu, s-ar putea să fie prea târziu. Petru a răspuns imediat chemării și asta se dea apreciat la el. Haideți să vă pun o întrebare. În ce măsură credeți că Petru avea anumite preocupări spirituale? De ce pun această întrebare? Evident că Domnul Hristos era un învățător, era un predicator care chema pe oameni la pocăință, îi chema pe oameni să-și schimbe viața, să nu mai trăiască după vechile lor obiceiuri. Avea Petru dinainte anumite preocupări de genul acesta sau efectiv doar din momentul în care l-a întâlnit pe Iisus? În sufletul lui Petru era ceva care rezona cu domeniul acesta al spiritualității, al lui Dumnezeu. Sunt și astăzi oameni care îi întâlnesc și nu doar că nu știu ceva despre Dumnezeu, dar nici nu interesează să știe despre Dumnezeu. Ce putem spune despre Petru? Avea el ceva preocupări așa native în sufletul lui? Dacă după cum am amintit, ne uităm în Evanghelie, avem impresia că
lucrurile s-au produs așa, spontan. Petru l-a întâlnit de două ori pe Iisus și a treia oară a spus, gata. Și unii oameni spun, la mine a durat, poate unii care până l-au cunoscut pe Dumnezeu, 5 ani, 10 ani, 20 de ani, la alții a durat mai puțin, dar există o lucrare tainică, care nu este cunoscută decât de cel care trăiește. Evanghelia ne raportează direct aceste întâlniri. Dar eu cred că Petru avea de dinainte o predispoziție, dacă îmi spun predispoziție, nu mă refer la predestinație, ci o căutare pe care cărei dădea curs. O căutare către Dumnezeu. Și de unde cred asta? Din două indicii. În primul rând, când Andrei îi spune, l-am găsit pe Mesia, vino să-l întâlnești, nu-i spune, auzi, văd eu, îmi fac timp și o să-l întâlnesc. Foarte ușor ar fi putut spune cineva așa. Dar odată ce Petru vine, spune, e deschis, se întâlnește cu Iisus, deci înțeleg din răspunsul lui că era interesat să-l întâlnească pe Iisus. Și cred că Andrei știa că pe fratele lui îl interesa lucrul ăsta. Și din un alt aspect, spun și comentatorii și regăsim în Evanghelie, în Biblie lucrul acesta, Petru însuși a fost influențat de predicarea lui Ioan Botezătorul și a fost unul dintre ucenici. Deci din aceste două lucruri, cred că Petru avea o căutare spirituală. Și acolo când a spus în Luca, capitolul 5, după pescuirea minunată, pleacă de la mine că sunt un păcătos, iarăși găsim o sclipire. O sclipire a căutării după Dumnezeu care exista în inima lui. Cred că atunci când Iisus l-a invitat, în minte i-au sunat toate căutările lui și atunci parcă a dat afară din el strigătul acela, în sfârșit ăsta e momentul. Spune da. Și a acceptat. Întocmai, iată, Petru, înainte de a-l întâlni pe Domnul Hristos, a lăsat ca Duhul lui Dumnezeu, prin cuvântările lui Ioan Botezătorul, să îi atingă inima. Sigur. Și atunci când deja Mesia, așa cum spunea Andrei, a fost descoperit și Petru l-a urmat și a dat curs chemării Domnului Hristos. Acum, iată, grupul ucenicilor era deja format, Mântuitorul mergea cu ei de loc în loc, străbătea ținutul lui Iuda, ținutul lui Israel și nu numai. A fost și în alte zone locuite de neamuri, de oameni care nu erau evrei și în acești 3 ani și jumătate, iată, Petru stă împreună cu ucenicii și Domnul Hristos în aceste călătorii. Acum, dacă ne puteți prezenta din perspectiva Evanghelilor, cam care era relația lui Petru cu ceilalți ucenici, care era poziția lui în grupul ucenicilor, pentru că în Scriptură găsim câteva elemente care ne descoperă puțin și alte lucruri vis-a-vis de omul nostru, Petru. Da, deci începe acțiunea. Trebuie să ne punem centurile. Petru. Petru între ucenici juca un fel de rol al liderului. Știm că Iisus era învățătorul, dar între ei, ca ucenici, Petru ieșea în evidență și aș putea spune, cel mai corect formulat, era purtătorul de cuvânt al ucenicilor. Am să dau câteva situații care accentuează și susțin afirmația pe care am făcut-o. Spre exemplu, după mulțirea pâinilor, Iisus îndeamnă pe ucenicii să urce în corabie să meargă de partea cealaltă. Iisus se retrage în munte, ucenicii rămân singuri, vine furtuna. Ucenicii atunci tânjeau să-l aibă pe Iisus lângă ei. El apare la patra strage din noapte, dar ei la început nu-l recunosc. Au impresia că e o nălucă. Fac o paranteză pentru mulți, încă e o nălucă Iisus, din nefericire. Dar când îl vor descoperi, vor înțelege lucruri extraordinare. Și Iisus, știind teama lor, le spune, nu vă temeți, căci eu sunt. Interesant, dintre toți ucenicii care erau în corabie, cel care are ceva de spus e Petru, ia cuvânt. Ceilalți se pare că o fi spus și o fi spus, nu știu. Și Petru îi spune, Doamne, dacă ești Tu, poruncește să vin la Tine pe apă. Nu intru în detalii, dar vedem că dintre cei prezenți, Petru ia cuvântul, ia inițiativa. Mă gândesc la situația când Iisus le spune ucenicilor, toți veți găsi în mine o pricină de poticnire. Și toți ucenicii probabil se frământau, se gândeau, Doamne, n-am vrea să facem lucrul acesta. Petru iese în față și spune, Doamne, toți ăștia 11, dacă te leapădă, cât despre mine, niciodată, cum spun
Never! Eu n-am să te... Eu voi merge cu tine până la moarte. Și interesant cum semnează Evangheliile și toți ceilalți ucenici, după ce Petru a spus așa cu verbă, eu voi merge cu tine până la moarte, au spus și ei la fel. O altă situație. Petru este dintre toți ucenicii cel care întreabă: Doamne, noi am lăsat totul și te-am urmat. Marcu, capitolul 10, dacă nu greșesc. Da, ne iese și nouă ceva. El era obișnuit că renunți, dar un profit trebuie să fie. Dintre toți el ia cuvânt. O fi fost și în mintea celorlalți. Dar Petru e cel care vine cu petiția mereu în față. E o altă situație. Sau pe muntele schimbării la față. Erau cei trei, grupul apropiat al lui Iisus. Petru atât de uimit a fost de ce a văzut, de glasul tatălui, de prezența lui Moise și a lui Ilie, încât spune: Doamne, n-ai vrea să facem trei colibe, una pentru tine și una pentru ceilalți doi? Și unul dintre evangheliști consemnează, spune așa pentru că nu știa ce să vorbească. Pentru că nu știa ce să zică, tot vorbea. Din aceste câteva situații, și mai sunt altele, îl vedem pe ucenicul Petru că are rolul de purtător de cuvânt. Că este un fel de lider între ucenici. Întrebarea se pune, acest rol îi este desemnat de Iisus în sensul că este superior, într-un sens clar, celorlalți ucenici. Și Iisus declară specific, Petru, trebuie să înțelegeți cu toți, este deasupra voastră. Da, nu vă convine? Asta este, dar el este superior? Sau în altă privință? Eu cred că rolul lui Petru, de lider și de purtător de cuvânt, este mai mult câștigat datorită temperamentului, pentru că am văzut de la răspunsul prompt pe care îl dă, că e un om activ, un om de inițiativă, este purtătorul de cuvânt al celorlalți tot din motivul acesta, pentru că temperamentul lui, sincer fiind, îl împingea în sensul acesta. Și cred că și vârsta, știm că el era mai în vârstă decât ceilalți, avea mai multă experiență, știa cum merg lucrurile în societate, era trecut prin viață, prin anumite lucruri. Cred că din perspectiva aceasta, Petru are un rol special între ucenici. Și chiar când mai mari poporului vin să-l întrebe pe ucenici de ce Mântuitorul nu dă dare la templu, spune că tot pe Petru l-abordează. Se pare că și cei din exterior, cumva, văzându-l că mereu se bagă în față, au zis, mă, cred că ăsta este un fel de lider între ei, mă duc la Petru să-l întreb. Dar, deci, da, concluzionând, Petru avea un rol de lider între ei, neoficial, am spune. Era un fel de purtător de cuvânt și am spus tocmai pentru că avea o anumită experiență de viață și un temperament care favoriza lucrul ăsta. Fără doar și poate, îl regăsim în multe situații în Scriptură și l-auzim pe Petru cum ia cuvântul. În unele dintre aceste ocazii a fost spre, să zic așa, aprecierea lui. În alte ocazii, Domnul Hristos l-a și mustrat. Probabil că în temperamentul lui așa coleric, nu întotdeauna se gândea destul de bine înainte la ceea ce vrea să spună. Cu toate acestea, totuși e de apreciat faptul că a avea curajul să spună ce gândește și ce este în sufletul său. Uneori există o teamă în inimile foarte multor oameni de a se face vulnerabil și de a spune ceea ce au pe suflet. Petru nu este așa. El îi spune Domnului Hristos ce gândește, chiar dacă Domnul Hristos l-a mustrat la un moment dat când el oarecum a căutat să-l mustre pe Domnul Hristos. Și probabil că s-a gândit că vârsta și declarația Domnului Hristos nu prea e potrivită vis-a-vis de acea profeție în care Mântuitorul vorbea tocmai despre faptul că va fi dus la Ierusalim, va fi dat în mâinile bătrânilor și a conducătorilor, a liderilor, și Petru nu acceptă deloc această prezentare a Domnului Hristos și caută cumva să-l oprească. Însă Domnul Hristos îl mustră și îl corectează destul de aspru, dar el nu se supără, e foarte interesant, se retrage și merge mai departe. Nu se descurajează pentru că Domnul Hristos îl mustră. Și asta e un lucru de apreciat la Petru, că chiar și atunci când greșește, nu rămâne acolo în trecut, în greșeala aceea, sau nu poate să depășească o situație, ci el merge mai departe. Într-un fel, temperamentul lui l-a ajutat în câteva ocazii și i-a fost de folos.
Poate că în unele l-a împiedicat cumva, dar tot din acele greșeli, Petru se ridică, vom vedea mai pe parcurs, se ridică și devine un om cu experiență bogată în credința lui în Dumnezeu. Acum, pentru că tot ați amintit legat de rolul lui Petru în cadrul ucenicilor și a spus faptul că nu a avut așa un rol de lider pe care Hristos îl fi dat încă de la început, de când au fost chemați ucenicii să-l urmeze, ci mai degrabă el a ieșit în evidență prin temperament și fâsta pe care o avea, oarecum cerea din partea celorlalți să-i dea întâietatea lui Petru, să nu uităm și cultura timpului de atunci și astăzi, într-un fel, poate mai puțin ca atunci, dar și astăzi, de regulă, persoana mai în vârstă are întotdeauna prioritate în a lua cuvântul sau își exprima o părere. Ce putem însă spune despre afirmația Domnului Hristos pe care o găsim în Matei 16, versetul 18 și 19, acolo unde Domnul Iisus Hristos face o declarație într-un dialog pe care îl are cu Petru. Mulți creștini sau o majoritate considerabilă a creștinilor de astăzi, atunci când se gândesc la Petru și când vor comemora săptămâna următoare, ei au în vedere în mod special acest aspect, și anume că Domnul Hristos l-a așezat să fie liderul bisericii, l-a binecuvântat cumva, iar de la el, prin Petru, mai departe, binecuvântarea aceasta s-a transmis în ceea ce se numește succesiunea apostolică, până la cel care astăzi conduce Biserica Creștină Apuseană pe scaunul papal. Potrivit declarației din acest verset, Matei 16 cu 18 și 19, acolo unde Domnul Hristos îi spune: tu ești Petru, pe această piatră voi zidi, voi clădi biserica. Aș vrea să discutăm puțin despre subiectul acesta. Într-adevăr, declarația Domnului Hristos reprezenta tocmai acea binecuvântare transmisă și care ulterior avea să devină extrem de importantă pentru toți liderii religioși, mai ales din zona apuseană a Europei, acolo unde succesiunea apostolică și scaunul papal se justifică pe baza acestui verset. E un text extrem de controversat. Generații și generații de oameni care au pregătire și au avut o pregătire foarte, foarte bună academică au dezbătut pasajul acesta. Nu permit nici pe departe să pretind autoritate, dar apelând la cei care au studiat, aș vrea să prezint în primul rând care sunt cele trei mari opinii, cele trei mari interpretări ale textului acesta, din Matei 16 cu 18 în special, și apoi să accentuez una dintre ele, aducând argumente în favoarea ei, și las pe ascultătorii noștri, ei singuri, să se convingă dacă e pertinentă sau nu. Deci, am să și citesc, că este bine, am să citesc ce spune Domnul Hristos în Matei, capitolul 16, versetul 18. Domnul Hristos îi spune astfel: și eu îți spun, îi se adresează lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și locuinți și porțile locuinței morților nu o vor birui. Dezbaterea se dă asupra substantivului piatră și pe această piatră. Ce reprezintă piatra? Am spus că sunt trei mari interpretări. Prima dintre ele susține că piatra îl reprezintă pe Apostolul Petru. Pe el a fost zidită biserica și de momentul acela mai departe s-a transmis acea succesiune, sau a fost acea succesiune apostolică. A doua interpretare este că declarația lui Petru, de fapt, credința lui Petru că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, reprezintă piatra. Deci nu vorbim de o persoană, ci de credința lui și de acea declarație pe care el o face, care e născută din credința lui. Și cea de-a treia interpretare este că Domnul Iisus Hristos însuși, cel care îi se adresează lui Petru, este stânca aceasta.
Întrebarea pe care ne-o punem este: de unde știm care dintre cele trei este bun? Poate fiecare le împărțim și fiecare o acceptă pe cea care este mai favorabilă. Dar atunci când ne apropiem de adevăr, nu putem folosi această abordare. Și cred că cel mai bun mod, cea mai bună incursiune de a descoperi înțelesul acestui pasaj este să-l întrebăm pe Petru, cel căruia a fost adresat cuvintele, cum înțelege el ideea de stâncă și cine este fundamentul bisericii. Apoi să întrebăm însuși pe Iisus, care îi face declarația lui Petru, cine crede el că este stâncă. Și dacă ei spun un lucru, cred că cu siguranță știu mult mai bine care este sensul decât modul în care eu interpretez sau modul în care a fost interpretată de-a lungul timpului. Și aici am să amintesc, spre exemplu, Petru, în Fapte, capitolul 4, versetul 8, am să citesc foarte pe scurt, dar ca să vedeți, în Fapte, capitolul 4, cu versetul 8, Petru are un discurs. Iar el face următoarea afirmație legată de piatră, Fapte 4, cu 8. Atunci Petru, plin de Duhul Sfânt, Fapte 4, 8 la 12, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: mai mari ai norodului și bătrâni ai lui Israel, fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, s-o știți toți și s-o știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. Și versetul 11 este cheia. El, adică Iisus Hristos, este piatra lepădată de voi zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. Pe El îl predic. El este mântuitorul nostru, El este speranța noastră, El este salvatorul nostru. Piatra care a fost lepădată și dea de piatră, dar a fost pus în capul unghiului, El este, spune Petru. Și n-am să mai citesc, dar în 1 Petru 2 cu 4 la 8, în epistola lui, spune aceeași idee, că Iisus este piatra care a fost lepădată. El este piatra. Întrebam cine e piatra. Exact. Deci Petru îl recunoaște pe Iisus ca fiind piatra, nu pe sine. 2. Iisus folosește imaginea pietrei cu referire la sine. Am să citesc scurt un verset, Matei capitolul 21, cu versetul 42. Matei 21 cu 42. Iisus le-a mai zis: n-ați citit niciodată în Scripturi că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului? Domnul a făcut acest lucru și este minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Aici versetul 43. În contextul acesta, Iisus vorbește de piatră cu referire la sine. Deci El se identifică cu piatra. Și aș vrea să mai amintesc, în 1 Corinteni 3 cu 11, n-am să mai deschid Biblia, l-am notat aici pe hârtie, spune așa: nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. Și întrebarea este, care e acea temelie care a fost pusă? Clar spune în 1 Corinteni 3 cu 11: și care este Iisus Hristos. Petru spune că Iisus este stânca. Iisus spune despre sine că este stânca. Vechiul Testament, și n-am amintit, dar spune că Iisus este stânca. Și Pavel spune că altă temelie nu este decât Iisus Hristos. Luând pe toate acestea la oaltă, înțelegem clar că cea de-a treia variantă, aceea că Iisus este piatra pe care este zidită biserica, este varianta biblică. Aici putem să mai aducem încă un argument în sensul acesta, și anume acolo unde Apostolul Pavel vorbește despre biserică și o compară cu mădularele unui trup. De fapt, accentul cade pe acea colaborare frumoasă care trebuie să existe între darurile pe care Duhul lui Dumnezeu le dă bisericii. Sigur. Fiecare om în biserică este de folos pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ei, și în acest pasaj Pavel concluzionează cumva și spune că capul acestui trup este Hristos. Adică capul bisericii este Hristos. El este cel care conduce, care coordonează întreg trupul. Cred că aceste argumente, și am putea găsi și alte, mă gândesc doar la un lucru, spre exemplu, Mântuitorul întotdeauna a descurajat această, să zic așa, competiție și
preocupare firească de a fi cineva mai presus decât ceilalți. De altfel, nu odată s-a întâmplat ca Mântuitorul să întrebe pe ucenici despre ce vorbeați pe drum. Între voi. Ei se certaseră pe drum exact pe subiectul acesta. Care să fie? La un moment dat chiar și mama fiilor lui Zebedee, Iacov și Ioană, a venit cu o doleanță din partea fiilor pe care, iată, de data aceasta nu mai putea aduce Petru. Pentru că probabil că și el deja se considera sau se vedea pe o poziție destul de înaltă, chiar poate după Domnul Hristos în cercul ucenicilor, dar mama lui Zebedei vine cu o dorință, gândind probabil că Domnul Hristos va răspunde dorinței unei mame. Și Domnul Hristos descurajează, nu știi ceea ce ceri. Domnul Hristos n-a fost de acord cu o competiție aceasta. Din potrivă, el a spus, cine vrea să fie primul, cine vrea să conducă, cine vrea să fie lider, trebuie să fie slujitorul celorlalți. Să fie cel care e dispus să se plece, să se smerească. Cine vrea să se înalțe, mai întâi să se smerească. Din punctul acesta de vedere, e destul de dificil să ne gândim la faptul că Mântuitorul ar fi făcut cumva ca să existe o ierarhie de conducere, să spun așa, între ucenici. E adevărat că asta nu înseamnă că biserica nu trebuie să fie organizată. Iar Domnul Hristos găsim din Scriptura atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament faptul că există o organizare a bisericii. Lucrurile nu merg la voia întâmplării, dar această organizare este făcută mai degrabă de Duhul lui Dumnezeu, care pune pe sufletul unor oameni anumite talente, anumite daruri și anumite chemări să se implice într-un anumit lucru, dar nu dintr-o perspectivă pur administrativă și de conducător. Și nu vorbim de o superioritate ontologică. Poate exista un concept că cei care sunt episcopi, lideri, sunt superiori, adică ca oameni ei sunt mai sus decât, așa cum îngerii sunt mai sus decât noi, ei sunt cumva, chiar dacă mai jos decât îngerii, mai presus. Nu găsim acest lucru în Sfânta Scriptură. Ei sunt superiori prin faptul că au o chemare specială, dar au și o responsabilitate specială. Acum totuși revin, se pune întrebarea și e pertinent. Totuși, chiar n-a avut Iisus, n-a avut nimic în atenție când i s-a adresat direct lui Petru? Adică negăm cu desăvârșire faptul că i se adresează direct? Nu vedea Iisus în Petru un lider? Deci, reaccentez ce am spus. Iisus, el declară Petru și Sfânta Scriptură spune că stânca pe care e clădită biserica este el. Dar Iisus nu neagă că Petru avea un rol special în rândul ucenicilor și că Petru urma să aibă un rol special în cadrul bisericii apostolice. Trebuie să fim onești și trebuie să fim în armonie cu Scriptura și Petru urma să aibă un rol special. Dar rolul acesta special nu este doar lui adresat. Aici îi se adresează lui Petru spunând că ce vei lega, versetul 19, în cer va fi legat pe pământ și invers. Știți ce este interesant? Două capitole mai târziu, în capitolul 18 Matei, Iisus li se adresează ucenicilor și dacă veți citi, veți vedea că aceleași cuvinte pe care le spune lui Petru în particular, le spune și ucenicilor în plen. Vedem că aceeași declarație pe care Iisus o face, o face cu privire și la ceilalți ucenici. Pentru că tocmai de aia ales pe ei 11, ca să fie temelia. Da, Iisus este fundamentul, stânca, iar ucenicii și ceilalți apostoli sunt temelia. Este o diferență. Și chiar în Galateni, capitolul 2, cu versetul 9, Pavel vorbește despre Chifa, despre Ioan și despre Iacov, fratele Domnului Hristos, ca fiind niște stâlpi. Nu l-amintește doar pe Petru. Exact. Dar l-amintește și pe el între ceilalți, Ioan, care era unul dintre ucenici, și Iacov, care n-a fost ucenic, dar l-a primit pe Iisus, pe fratele lui, și ei erau niște stâlpi. Iacov mai târziu devine liderul de la Ierusalim al bisericii creștine. Petru avea un rol foarte important, administrativ, un rol spiritual și este adevărat. Dar nu putem vorbi de faptul că biserica este clădită pe el și nu putem vorbi de o superioritate ontologică. Asta nu ne permite Biblia. Este lider, dar în sensul acesta limitat. Iar atunci când vedem deja biserica organizată în Cartea Faptelor Apostolilor, putem vedea faptul că nu doar Petru are un rol acolo definitoriu, chiar dacă el ia cuvântul în apărarea ucenicilor în ziua cinzecimii, dar după aceea îl găsim pe Petru plecând de la Ierusalim, mergând și intrând în casa lui Corneliu, în lucrare. La un moment dat, când s-a ales cei 7 diaconi, nu se spune că doar Petru răspundea de
tot ceea ce se aduna acolo și toți ucenicii făceau lucrul acesta și au găsit ei cu cale că ar fi mai de preferat ei să se ocupe de propovăduirea Evangheliei și să pună pe alții care să împartă la mese. Asta ne duce cu gândul că chiar dacă Petru, prin vârsta lui, prin temperamentul lui, să zic așa, ieșea oarecum în evidență, ceilalți nu aveau o importanță mai mică decât el. Sigur. Ci din potrivă, erau împreună. Se vedeau la fel unul pe celălalt și cred că și Dumnezeu își dorește același lucru și astăzi. Chiar dacă poate din punct de vedere administrativ cineva este chemat să slujească, poate într-o zonă, să zic așa, mai puțin accesibilă omului obișnuit, dar asta nu înseamnă că el este special sau este un pic mai presus, cum a spus mai devreme, ontologic vorbind, ci mai degrabă e o chemare a lui Dumnezeu. Pentru un timp, poate pentru o slujire, potrivit unui dar și unui talent pe care omul acela l-are. Și aici e bine să amintim și pasajul din Ioan, ultimul capitol, acolo unde, într-adevăr, Mântuitorul, după ce a înviat, îi spune lui Petru să pască mai întâi mielușei, apoi oile, adică turma, adică copiii care îl vor primi pe Domnul Hristos. Și acum, eu cred că prin invitația pe care Hristos o adresează în ultimul verset din Matei, în ultimul capitol 28, duceți-vă și faceți ucenici, mandatul acesta l-au primit cu toții. Sau din fapt, capitolul 1, nu doar unul singur. Și îmi place foarte mult că chiar dacă erau 12 ucenici, Mântuitorul avea nu doar un singur om care se consfătuia, sau care era mai aproape, ci erau trei. Deci iată că e destul de dificil sau de greu, să spun așa, să poți să susții teoria succesiunii apostolice gândindu-te la faptul că Domnul Hristos l-a chemat doar pe Petru să fie liderul și capul bisericii, prin a cărui autoritate să se dezlege totul și prin decizia lui aici pe pământ și în ceruri. Petru, iarăși revin la argumentul acela, poate pare insistent, dar pentru mine este cel mai puternic argument că el însuși nu se vede pe sine ca fiind fundamentul bisericii. Mm-hmm. Iar mie îmi spune mult lucrul ăsta. Înseamnă că el a înțeles care este rolul. Dar Petru a avut un rol administrativ și a avut un rol important. Reacționez și lucrul acesta ca telespectatorii noștri să nu creadă că minimalizăm lucrarea lui Petru. El a avut o lucrare deosebită. Vreau să încerc doar să clarific, să nu mergem nici într-o extremă, nici în cealaltă. Nu putem minimaliza rolul lui, foarte important în cadrul bisericii primare, un rol și administrativ în multe situații concrete găsite în fapte, dar nu putem extinde rolul lui acolo unde n-a intenționat însuși Domnul Hristos, ci trebuie să-l păstrăm în cadrul special, în limitele divine care au fost sau în limitele pe care divinitatea le-a pus. Pentru că timpul nostru este atât de înaintat, n-aș vrea să încheiem emisiunea fără să nu discutăm puțin și despre momentul, într-adevăr, să zic așa, mai dificil din viața lui Petru, în care el îl trădează pe Domnul Hristos. Când s-a întâmplat? Care a fost reacția lui Petru? De ce a acționat așa? Și ce s-a întâmplat după aceea? Cum și-a revenit el? Câteva cuvinte, vă rog, domnule pastor. Petru, după ce Domnul Hristos a fost prins și dus să fie judecat, deși ceilalți colegi ai lui au fugit și parcă se împlinea ceea ce Iisus a spus, că toți veți găsi în mine o pricină de potignire, el continua să se încăpățâneze în sensul bun în prima parte și să se țină de promisiune, că a zis, toți dacă vor găsi în tine o pricină, eu nu mă voi lepăda de tine, eu voi rămâne de partea ta. Și el vrea să rămână aproape de Iisus. Deci spune Evanghelile că Petru îl urma de departe. Era și contextul mai dificil, a reușit să se strecoare în curtea de judecată și în timp ce Iisus era adus înaintea Sinedriului, a marelui preot, după aia a fost adus înaintea lui Pilat și era judecat, o femeie și cei de acolo, când l-au văzut pe Petru, au zis, după chipul tău și după graiul tău, fiind galilean, vorbea ramaica și ei erau recunoscuți pentru că aveau un grai distinct, cei din de unde era Petru, a zis, sigur, și tu ești dintre ei.
Și Petru, parcă așa, a avut un duș rece, spune, nu știu despre ce vorbești. Și în trei ocazii face lucrul acesta, ocazii în care se pare că se șterge din mintea lui acea promisiune pe care a făcut-o. A cântat cocoșul, după cum însuși Iisus i-a spus, și i-a spus Iisus intenționat că atunci când cântă cocoșul să-și amintească și de ce a spus Iisus, dar și de slăbiciunea lui. Uh-huh. Și în momentul acela când a cântat cocoșul, imediat cântecul cocoșului i-a adus aminte de cuvintele lui Iisus. Și pe lângă asta, Iisus în momentul acela, deși era judecat, și-a luat un timp de deci s-a întors privirile către Petru. N-a spus absolut nimic. Nu a avut o privire acuzatoare, o privire încruntată, ci o privire mai mult de durere. Atât de puternică, de pătrunzătoare a fost acea privire pentru Petru, încât parcă inima i s-a sfâșiat. Și spune că a ieșit afară din cetate, s-a dus într-un loc retras și a plâns cu amar. Acela este momentul în care Petru își recunoaște slăbiciunea și Petru are, în viața lui Petru are loc o schimbare profundă. Pentru că pocăința lui și plânsul lui este un plâns din adâncul inimii. Aș putea spune că momentul acesta pentru viața lui Petru este momentul în care se schimbă macazul. Până acum el mergea pe o direcție, deși fusese cu Iisus, încă mai avea lucru de îndreptat. Avea sinceritatea, dar mai avea și alte hibe care puneau în umbră sinceritatea lui. Dar acum a venit momentul ca sinceritatea lui să îi cuprindă viața și alături de sinceritate să fie și statornicie. Pentru că Petru a fost șovăielnic și aș lega expresia că tu ești piatră mai degrabă de ceea ce se întâmplă cu el după convertire, că devine o piatră. O piatră în sensul că devine și un om statornic. Devine un om neșovăielnic. Și el pornește după acest nou început, hotărât pe calea lui Dumnezeu și îndură persecuția pentru numele lui Dumnezeu cu fruntea sus și cu bucurie. Câteva lucruri despre finalul vieții lui Petru și cum ați rezolva în câteva cuvinte viața acestui apostol al Domnului Hristos. Petru moare răstignit. Dar înainte să fie răstignit, are o rugăminte. Spune, nu sunt vrednic să fiu răstignit așa cum a fost Mântuitorul meu. Și în mintea lui îi suna Mântuitorul pe care l-am negat. Uh-huh. Și spune, aș vrea să fiu răstignit cu capul în jos. Și Iisus face profeție cu privire la aceasta în Matei 28. Spunându-i, uh-huh, vei ți întinde mâinile și alții te vor îmbrăca. Iar legat de viața lui Petru, aș vrea să spun că Petru este un titan al credinței. Cu slăbiciunile lui, dar cu ansamblul vieții lui, mai ales după viața de convertire, Petru rămâne un exemplu pentru noi. Rămâne un exemplu pentru noi și pentru mine. Pentru că el este un om al promptitudinii și am de învățat mult în privința aceasta. Să fiu hotărât când Dumnezeu spune vino, să spun da, hotărât. Petru este un om sincer și sinceritatea este de aur. Nu este sinceritatea suficient. Dar fără sinceritate, restul nu contează. Petru este un om care își recunoaște slăbiciunea. Deci Petru este un om valoros pe care Dumnezeu l-a chemat, l-a format și de la care am multe de învățat. Domnule pastor, vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost alături de noi în această emisiune. Vă așteptăm și data viitoare pentru ca să discutăm mai departe și despre al doilea mare titan al credinței, așa cum l-ați descris pe apostolul Petru, și anume Pavel. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi în emisiunea noastră. Sperăm din toată inima că aceste gânduri despre marele apostol Petru ne vor fi și nouă de folos. Și dumneavoastră, împreună cu mine, suntem chemați să fim ca el, să trăim ca el și să îl urmăm pe Domnul Hristos, așa cum numele lui i-a dat acel simbol frumos de piatră, de statornicie și de credință. Vreau să închei întâlnirea noastră de astăzi citând din epistola lui, a doua epistolă, la capitolul 1, unde de la versetul 5 Petru spunea așa: de aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdare evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Și el spune așa, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri, ele nu vă vor lăsa
să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Așteptăm părerile dumneavoastră pe adresa noastră de contact, e bine să știi, aron@yahoo.com. Până data viitoare, Dumnezeu să ne însoțească pe fiecare, numai bine!